Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România are în plan introducerea unui subprogram nou în cadrul Programelor Naționale de Sănătate menit să ajute persoanele cu tulburare depresivă majoră. Inițiativa urmărește să ofere acces gratuit la tratament medicamentos pentru această afecțiune care afectează peste 40 de milioane de persoane doar în Europa. În ceea ce privește depresiile rezistente la tratament, dr. Eduard Petru Motoescu, directorul medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie Obregia, a anunțat că un nou tratament eficient ar putea fi disponibil în România și posibil de contat de CNAS. Acest tratament este destinat pacienților cu rezistență la medicamente și ar putea fi administrat începând cu luna iunie. Psihologul Mihai Copăceanu a subliniat necesitatea sprijinului de stat, având în vedere că depresia necesită intervenție pe o perioadă mai lungă, iar costurile tratamentului psihiatric și psihoterapeutic sunt ridicate. El a folosit exemplul Marii Britanii, unde psihoterapia depresiei și a altor tulburări de sănătate mentală este decontată de stat. Consilierea psihologică este esențială în abordarea depresiei, însă în România un psiholog nu poate încheia un contract direct cu CNAS, ci doar prin intermediul unui psihiatru sau al unui medic de altă specialitate. Psihologul Karen Rosner subliniază importanța educării publicului în ceea ce privește depresia, demontând percepția negativă legată de această boală și necesitatea unui tratament corespunzător. Ea sugerează că o mai bună mediatizare a problemei și promovarea de povești de succes ar putea ajuta în această direcție. Depresia cu simptome precum lipsa somnului, pierderea apetitului și gândurile negre reprezintă un risc semnificativ pentru oamenii afectați, iar specialiștii în Deamnă la solicitarea ajutorului medical în cazul în care apar aceste semne. Psihologul clinician Ana Maria Mădălina Nistor subliniază necesitatea abordării profesionale pentru această tulburare, incluzând psihoterapia, medicamentele, sprijinul social, dar și cel familial.